A vorbit despre Dumnezeu nu este deloc simplu. Este ca și cum am încercat să explicăm ceea ce este în ocean prin acvariul nostru. Avem însă avantajul că Domnul Iisus Hristos s-a metamorfozat, s-a întrupat și a fost El prezent în acvariul pământului nostru. Prin El, prin prezența sa pământească, putem să-L înțelegem pe Dumnezeu. Pentru că la urmă urmei asta vrea religia să arate. Cum pot oamenii să ia legătura cu Dumnezeu? Cum pot oamenii să trăiască în comuniune cu Dumnezeu? În acest sens ne vom folosi de Evanghelii care prezintă suficiente detalii, diverse date despre viața religioasă a Domnului Hristos. Au fost și alte Evanghelii numite apocrife, în sensul că nu au găsit aprobarea oamenilor din primele veacuri pentru a fi socotite într-o totul autentice, dar cele care există sunt în concordanță între ele. Astfel avem trei evanghelii sinoptice, adică ce prezintă lucrurile în aceeași structură și succesiune a evenimentelor, și apoi Evanghelia după Ioan, care este mai teologică. În această privință vă reamintesc cuvintele scrise de Luca la începutul Evangheliei sale, versetele 1 la 4, fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ne le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului. Am găsit și eu cu cale prealesele Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu un șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin vriu grai. Ne vom folosi așadar de evangheliști care notează date de la botezul în apă a Domnului, mă refer că de atunci prezintă în detalii viața Domnului. Despre cei 30 de ani de până atunci avem foarte puține informații. Dar fiecare dintre evangheliști insistă asupra activității Domnului, morții răscumpărătoare și a zilelor care au urmat până în înălțarea sa la cer. Vreau să înțelegem și cu asta să ne putem verifica, să putem ajunge în voia Domnului, creștinismul autentic este religia Domnului Hristos. Chiar mai mult decât a însemnat biserica primară. Domnul Hristos a fost desăvârșit. Astfel, conceptele sale, comportamentul său religios, ca mod de viață, pentru că, vă rog, rețineți, Domnul Hristos n-a venit numai să moară pentru noi. El a venit și să trăiască o viață așa cum trebuie să o trăim noi, cum zice Ioan când scrie întâia sa epistolă, capitolul 2. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus, adică a trăi cum a trăit Iisus înseamnă religia adevărată. Domnul a oferit un exemplu desăvârșit pentru toți urmașii săi care l-acceptă ca mântuitor și domn. În vremea noastră sunt unele curente teologice liberale care, comentând cele scrise în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 36, citesc: să știe bine de toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-a stăgnit voi. Ei consideră că putem să ne rezumăm la a-L primi pe Iisus Hristos ca mântuitor. Și El nu neapărat trebuie să devină Domnul vieții noastre, adică să ne guverneze în toate problemele vieții acesteia și în mod deosebit a vieții de credință. Dar cei de la început, scrie versetul următor, după ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă, au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Vreau să ne dăm seama că Domnul Iisus Hristos a apărut într-o societate evreiască foarte religioasă. Și dacă Pavel mai târziu a fost izbit de religiozitatea grecilor, deși nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, din cele spuse de Domnul Iisus Hristos înțelegem că și evreii nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Grecii erau departe de tot de adevăr.
dar inclusiv evreii. Gândiți-vă la ce spune Pavel 1 Corinteni, capitolul 2, n-au cunoscut pe Domnul Slavii, în fond n-au cunoscut pe Dumnezeu. Pe Fiul Său care l-a trimis și care spunea despre sine, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Deci se poate ca cineva să fie foarte religios, nu doar în afara creștinismului ca și grecii, în interiorul lui, ca și evreii, și totuși să nu-L cunoască pe Dumnezeu cerințele și voia Sa. De aceea vă provoc cu toată seriozitatea să urmărim cu atenție religia Domnului Hristos. Am notat la început câteva definiții. Religia Domnului Hristos este o religie a minții iluminate de Duhul Sfânt. Aici este sediul cunoașterii. Dar vă rog, rețineți, nu în mintea rațională. Pentru că Domnul a spus lui Petru, nu carne și sânge ți-a descoperit lucrul acesta, ci în mintea iluminată de Duhul Sfânt. Iată cuvintele Domnului Iisus Hristos din Ioan capitolul 6, versetele 60 la 63, rostite după o predică a Sa, când atitudinea oamenilor a fost marcată de necredință, de neacceptare a spuselor Sale. Mulți din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? A vorbit Domnul în mod radical? Nu, El a spus adevărul în tot ceea ce a vorbit. Iisus, care știa în sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul Omului suindu-se de unde era mai înainte? Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care le-am spus eu sunt Duh și viață. În versetele următoare este scris că apostolii au înțeles, au crezut, dar Domnul le-a arătat că Duhul a ajutat minții lor pentru a avea înțelegerea a cine și ce este Domnul Hristos. Religia Sa a fost bazată într-o totul pe cuvântul lui Dumnezeu. El s-a folosit de scripturi într-un mod absolut, aș spune. Citesc doar din Luca 24, unde este scris că după învierea Sa, oamenii au fost puși în uimire, ca de altfel în tot timpul vieții Sale. I-a ajuns pe cei doi în drum spre Emaus și la un moment dat, citim de versetul 25, atunci Iisus le-a zis, O, nepricepuților și zăbaftici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri să intre în slava Sa? Și a început de la Moise, adică de la Genesa, și de la toți prorocii, și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la El. Deci Domnul Hristos a trăit efectiv scripturile. Religia Sa n-a fost o noutate în afara textelor sacre ale Vechiului Testament. Tot ce a făcut El, tot ceea ce s-a întâmplat, era dovedit cu Scriptura. Și un alt pilon de bază al religiei Domnului Hristos a fost rugăciunea. O viață întreținută cu rugăciune, sau altfel spus, religia fiind o relație între om și Dumnezeu, această comuniune nu poate fi întreținută decât pe baza rugăciunii. Iată ce este scris în Evanghelia după Luca, la capitolul 11, de la versetul 1. Într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit, avea locul lui special și un orar bogat de rugăciune. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și Iisus i-a învățat. Pentru că nu se poate să fie o religie adevărată fără o bază puternică în rugăciune. Asta în toate zilele și în mod accentuat în zilele grele. Amintiți-vă și de Daniel, un om prea iubit. Avea un orar de rugăciune permanent.
iar în situații speciale își intensifica rugăciunile. Iată ce este scris în aceeași Evanghelie, Luca, capitolul 22, de la versetul 39. Era noaptea cea grea a trădării, a judecății. Aici citim, după ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei, deci regula rugăciunii, permanență. În muntele măslinilor, ucenicii au mers după el. Când au ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a îndepărtat de ei la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage. Și alte evanghelii prezintă rugăciunea sa. Adaugă versetul 44, a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Rugăciunile sunt o parte integrantă, importantă a religiei Domnului Hristos. Sub o altă definiție, o altă imagine, am putea spune că religia Domnului Hristos a fost foarte nepopulară. Ea era împotriva firii pământești și împotriva lumii religioase chiar. Iată ce citim în Evanghelia după Ioan la capitolul 7. Citesc de la versetul 1 despre o discuție în cadrul familiei Domnului Hristos. După aceea Iisus străbătea că Galileea nu voia să stea în Iudeia pentru că iudeii căutau să-L omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zisea la cortului aproape, frații lui au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeia, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le face. Ei i-au recomandat, sau l-au provocat, cum ați vrea să luați atitudinea lor, să facă ceea ce făceau alții din vremea religioasă, de atunci și de acum. Iată ce au zis ei, ca o regulă, nimeni nu face ceva nascuns, dar caută să se facă cunoscut. Dacă face aceste lucruri, arată-te lumii. Căci nici frații lui nu credeau în el. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ. Pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi-a s-a împlinit încă vremea. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Deci iată că Domnul n-a fost în acord cu mersul religios al vremii. A stârnit nu doar antipatia lor, ci a provocat ura lor profundă. De aceea am citit în versetul 1 că se ascundea și pe acest fond a ajuns să fie răstignit. Religia Domnului Hristos va avea și în viața noastră și va stârni aceleași atitudini. Apostolul Pavel scria 2 Timotei capitolul 3, versetul 12, de altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Domnul a spus-o, dacă lui au făcut așa, dacă aceasta a fost atitudinea oamenilor față de religia sa, o religie adevărată niciodată nu va provoca altă atitudine favorabilă lumii acesteia. Dar în pofida acestor reacții adverse, neplăcute, suntem oameni. Uneori aceste lucruri se produc în cadrul familiei. De altfel, Domnul a spus-o, Matei 10, n-am venit să aduc pacea, ci dimpotrivă, războiul, sub acest aspect. În pofida acestor stări, aparent neplăcute, religia Domnului Hristos a fost marcată de profunde bucurii spirituale. Și așa va fi și a noastră, dacă îi urmăm. Iată ce este scris în Luca, capitolul 10, de la versetul 21, unde după ce avem notate reacțiile de bucurie ale ucenicilor la întoarcerea lor din misiune, este scris, în ceasul acela Iisus a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuși și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acelea care vrea Fiul să-L descopere. Bucuria Domnului Hristos
A fost în primul rând pe verticală, cu Tatăl. Iar pe pământ, așa cum s-a încântat la nașterea Lui, pace numai între oamenii plăcuți Lui. În rest, război de natură spirituală, religioasă. Să citim și cele notate de Ioan în capitolul 15 al Evangheliei sale, de la versetul 9, unde Domnul vorbește despre Sine și ne provoacă pe noi. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea, bucuria împlinirii în ascultare de Tatăl, să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Doamne, dă-ne bucuria aceasta. În al treilea rând am notat că religia Domnului Hristos a fost și este o religie ce poate fi înțeleasă. Ea nu este confuză. Poate fi acceptată și chiar dovedită că este adevărată. În Ioan capitolul 7, Domnul Iisus Hristos spunea, citim de la versetul 16, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, pe care Domnul a făcut-o întâi, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la oameni. Cum va ajunge să cunoască? Care este posibilitatea prin care cine vrea să asculte, să urmeze pe Domnul, poate să-și verifice credința? Cum zice și Pavel mai târziu, pe voi și vă încercați-vă. Iată versetul următor și informații ne aduce. Cine vorbește de la sine, caută slava lui însuși, cum au făcut majoritatea fondatorilor de religii, aveau interesul lor, evidențiau o anumită persoană. Dar cine caută slava celui ce l-a trimis, așa cum Domnul Iisus a căutat slava Tatălui, acela este adevărat. Și în el nu este strâmbătat. Deci un criteriu a cunoașterii veridicității religiei Domnului Iisus este faptul că n-are în ea nimic pentru sine și totul este pentru slava lui Dumnezeu. Domnul Hristos n-a câștigat nimic pe pământ. El a venit să facă totul pentru slava Tatălui. Adevărata religie n-aduce vreun câștig celui care o propovăduiește. Pe când vorba profetului Isaia, cine face vreun Dumnezeu să nu tragă vreun folos? Aici a fost apărarea puternică a apostolului Pavel când a fost acuzat de alții. Citim aceste detalii în 2 Corinteni. Zicea el, ce am câștigat eu de la voi? M-am jertfit după modelul Domnului Hristos. M-am ales cu ceva? N-am urmărit, zice el, nici slavă de la oameni? Nu m-a interesat nici câștigul? De ce am făcut așa? Deci, religia Domnului Hristos a fost o religie a lepădării de sine, a slujirii lui Dumnezeu. Și orice om, cum zice tot Pavel 2 Corinteni capitolul 1, cu un cuget curat, poate să-și dea seama că este o mărturie venită de la Dumnezeu și nu este niciun interes. Tot el zice, în felul în care slujim, ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc. Deci orice om sincer poate să-și dea seama, cum tot apostolul zicea, că nu avem nicio haină a vicleniei, nici a lăcomiei, și în toate ne facem vrednici, întâi s-a făcut Domnul, să transmitem un adevăr care să n-aibă alt scop decât mântuirea oamenilor. O altă dovadă o avem prezentată în Luca, capitolul 7, unde sunt prezenți trimișii lui Ioan Botezătorul, care vroiau să aibă o certificare dacă Iisus era cu adevărat Mesia. Luca 7, de la versetul 19. Ioan a chemat pe doi din ucenicii săi și a trimis la Iisus să-L întrebe. Tu ești acela care să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis,
Eu am botezătorul ne trimis la tine să te întrebăm, tu ești acela care să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhuri rele și multor ori le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Adică, duceți-i probe. Religia Domnului Hristos poate fi dovedită. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săracilor se provdește Evanghelia. O adevărată religie pentru om, pentru mântuirea omului, pentru împlinirea nevoilor și în toate acestea se vede adevărul venit de la Dumnezeu. Vreau să privim acum la trei coordonate ale religiei Domnului Hristos, iar în lecțiile viitoare vom intra în diferite amănunte. Religia Domnului Hristos, viața Lui spirituală, religiozitatea Lui și dacă avem o religie adevărată și a noastră, originează în nașterea din Dumnezeu. Fără naștere din Dumnezeu nu putem avea religie adevărată. Iată ce este scris în Ioan capitolul 1, versetele 12 la 14. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, deci originea paternă nu validează religia. Nici din voia fiilor, opțiunile noastre sunt o părere. Nici din voia vreunui om, adică vreo formă de constrângere, nu ne poate duce la religia adevărată, ci din Dumnezeu. Și apoi, de exemplu, Domnul Hristos și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. În aceeași Evanghelie citim în capitolul 3 că Nicodim s-a dus la Domnul Iisus și i-a spus Domnului că El are ceva ce îl dovedește a fi de la Dumnezeu. Și Domnul i-a arătat că viața spirituală nu se datorează în primul rând minunilor care le făcea. Și în cazul nostru, nu acestea sunt originea vieții noastre spirituale. Pentru că zicea Domnul că în ziua aceea, unii vor spune, Doamne, noi am făcut în numele Tău și Domnul nu-i va recunoaște. Începutul religiei adevărate a vieții cu Dumnezeu este nașterea din nou, pentru că Domnul a zis următoarele. Adevărat, adevărat vă spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Versetul 6. Ce este născut din carne este carne. Ce este născut din Duh este Duh. Ori aici trebuie să ne amintim că Domnul Iisus Hristos a fost născut prin puterea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mă refer la nașterea fizică, și apoi, după ce a intervenit botezul în apă, un act care trebuie să evidențieze moartea și nașterea noastră spirituală, și imediat după aceea botezul cu Duhul Sfânt, și de-abia după aceea El s-a dovedit a fi purtătorul adevăratei religii, cum scrie și în Romani, capitolul 1, citesc versetele 3 și 4. Evanghelia, zice, apostolul ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, dar și la trup a fost intervenția Duhului. Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Învierea a fost dovada finală și l-a calificat și în poziția de mântuitor. Am citat asta pentru că oricum urma să citim din Romani capitolul 8, versetul 29 și să vă reamintesc, să punctez din când în când, că noi nu studiem religia Domnului Iisus nici măcar doar să-L admirăm, ci
smerindu-ne înaintea Lui și înțelegând că religia Lui trebuie să devină religia noastră. Iată ce scrie aici. Și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Și în Evrei, capitolul 2, este scris că Dumnezeu vrea o adunare în care să fim și noi membri pe lista ce a deschis-o Domnul Iisus. Capitolul 2, versetul 10 la 12. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor, căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Pe cine numim noi frați? Pe cei care au aceeași religie ca și noi. Atunci suntem frații Domnului când avem religia Lui. Când zice, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. O altă coordonată a vieții religioase a Domnului Iisus Hristos se evidențiază în relația cu Dumnezeu și cu oamenii, pentru că Domnul Iisus Hristos a fost mai mult decât împlinirea legii. El a spus, am venit să împlinesc, dar a făcut mai mult, adică decât spunea litera legii. Viața Lui s-a concretizat în două atitudini majore, care încorporează tot ceea ce conține religia la urmă urmei. Iubirea de Dumnezeu și de aproapele. Acestea s-au dovedit prin ascultarea culminantă de la Golgota și prin jertfa supremă pentru umanitate. Știți că în Ghețiman Domnul Iisus Hristos trei ore s-a rugat înaintea Tatălui dacă se poate să evite paharul acesta? E un fapt neînțeles de noi, poate în întregime, dar s-a subordonat, pentru că iubirea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor sale și aceasta a fost porunca Tatălui pentru el. În ce privește iubirea de oameni, asta nici nu mai trebuie explicată, pentru că el murea pe cruce sub batjocurile celor pe care i-a slujit, rugându-se Tatălui, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și după aceea, când a înviat biruitor, s-a dus să mijlocească pentru umanitate. Aceasta este adevărata religie, care se subordonează lui Dumnezeu și se jertfește pentru oameni. Domnul a conflictualizat mereu cu cei din vremea sa, care se cramponau în niște reguli, dar n-aveau nici iubire de Dumnezeu, nici de semeni. Versetul așa numit de aur al Bibliei, Ioan capitolul 3, versetul 16, pune în lumină această coordonată binecuvântată. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Dar ascultați că e ușor de ținut minte ce scrie 1 Ioan 3 cu 16. Noi am cunoscut dragostea Lui. Prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și adaugă apostolul. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Adică să avem religia Lui. Religia iubirii. Asta a propovăduit El. Mă întorc la Evanghelia după Matei, capitolul 5. În predica de pe munte, Domnul spunea foarte clar. Citesc doar de la versetul 38. Câteva aspecte. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și a descalificat în continuare această atitudine. A zis că e potrivită pentru păcătoși. Iată ce a spus el. Și asta a dovedit-o pentru sine mai întâi, practicând ceea ce a predicat. A început viața predicând și a sfârșit-o trăind ce a predicat. Versetul 43. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău, să urăști pe vrăjmașul tău, doar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați pentru cei ce vă suprești și vă prigonesc, ca să fiți fiii Tatălui vostru care este în ceruri. Asta a fost religia Domnului Iisus.
Versetul 48. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și iar spun, Doamne ajută-ne! Din aceeași Evanghelie citesc din capitolul 27, unde Domnul dovede asta. Că de la predică până la practică e mai mult decât de la amvon până dincolo de poarta bisericii. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu noi, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu, au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor, l-au dezbrăcat de hainele lui, l-au îmbrăcat cu haină stacojie, au umplit-o cu unul de spin pe care au pus-o pe cap, l-au pus o trestie în mâna dreaptă, apoi îngenungheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau, plecăciune împăratul iudeilor. Și scuipau supra lui și luau trestia și îl băteau în cap. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să răstignească. Și adau fără să greșesc, fiindcă el a acceptat să meargă mai departe. Spunea el în timpul procesului, chiar de la început, aș putea să rog pe tatăl. Dar aceasta a fost religia lui, o religie a sacrificiului. Suntem în stare să ne ștergem atunci când cineva ne scuipă? Sau când ne lovește, când ne ocărăște? Asta este adevărata religie. Cei din vremea sa aveau foarte multe parade religioase, dar Domnul a izbit cu practica sa, cu un conținut atât de bogat de iubire. O a treia coordonată a religiei sale privește nu doar lumea fizică, ci lumea spirituală. Religia noastră nu se poate raporta numai la oameni. Spunea Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Domnul Iisus a avut mult de-a face cu demonii. În viața sa sunt mereu prezenți îngerii. Nu poate cineva să fie un practicant al religiei fără să aibă de-a face cu lumea spirituală, fără să simtă lupte, împotriviri. O vorbă înțeleaptă zice, cine nu crede în existența diavolului, îl va întâlni cu siguranță. Deci când stai la distanță, poți crede că nici nu este diavol. Ia încearcă să te apropie de Dumnezeu. Să vezi, nu dai de el? Când creștinul din călătoria aceea prezentată de gen Băne a început să plece spre cetatea cerească, cam câți a întâlnit? Mulți demoni pe drum. Asta e viața unei adevărate religii. Cu lupte spirituale, cu duhuri, cu ispite. De îndată ce Domnul a intrat în slujire, s-a izbit puternic de rezistența diavolului, o ispită întreită, l-a așteptat în pustie. Iată ce citim în Evanghelia după Matei, la capitolul 4. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Știți discuția ce a urmat? Cum Domnul, religia sa, profund axată pe cuvânt, i s-a împotrivit cu putere, că numai înțelepciunea cuvântului și puterea Duhului ne face biruitori în ispite. Și scrie aici, în versetul 11, atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit niște îngeri și au început să-i slujească. Dar în Evanghelia după Luca apare un amănunt prezentat tot cu ocazia ispitirii, versetul 13. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. A revenit. Și cei care sunteți credincioși cred că aveți experiențe. E mai ceva ca în Vechiul Testament când e scris la anul când se suiau împărații la război. Poate diavolul vine de două ori pe an. Ca să nu zic că vine zilnic, după cum ne-a învățat Domnul în rugăciunea Tatăl nostru, Luca 6:13, căci dacă pâinea trebuie cerută pentru fiecare zi, de ce nu trebuie să rezistăm ispitilor tot după același orar și să ne rugăm, Doamne, izbăvește-ne în fiecare zi? În același timp trebuie să fim conștienți că beneficiem de aportul îngerilor. Dar în mod deosebit, vă citesc și din Luca 11:12, trebuie să înțelegem că noi trăim într-o lume spirituală, de care nu-i corect să ne facem inconștienți pentru că vom cădea victime.
Aici de la versetul 14 este scris că Iisus a scos dintr-un bolnav un demon care era mut. Oamenii nu credeau că face asta cu puterea lui Dumnezeu, Domnul dezvăluie câteva lucruri despre lumea spirituală și apoi zice de la versetul 24, Duhul necurat când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă, fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împotobită, atunci se duce și de mai cu el alte 7 duhuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urma omului acelui ajunge mai rea decât cea din tâi. Orice om care se pocăiește trebuie să fie conștient de această realitate. Că diavolul nu ne-a lăsat în pace atât și noi ne-am botezat. Chiar dacă a fost scos afară, el stă încă undeva și se uită cum să atace. Domnul să ne scoată biruitori. În capitolul 12 este scris, citesc de la versetul 4, vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Deci, gândul nostru să nu se raporteze doar la lumea fizică. Și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis, are puterea să arunce în ghenă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Și în problemele ce apar cu oamenii care sunt călăuziți de demoni, zice aici în versetul 12, să nu ne temem în momente de criză, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Deci fiind vorba de existența noastră și poziționarea noastră într-o lume spirituală, e absolut nevoie de Duhul Sfânt. Iată că o adevărată religie nu poate fi fără Duhul lui Dumnezeu, fiindcă trăim într-o lume spirituală. Nu-i doar o lume rațională, doar niște ființe umane în jurul nostru. Vreau să ne gândim care a fost scopul religiei Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus a urmărit toată viața împlinirea voii lui Dumnezeu și proslăvirea Lui. În Ioan capitolul 6, versetul 38, Domnul spunea, căci m-am pogorât din cer, nu să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și în aceeași Evanghelie citesc din capitolul 12, versetele 27 și 28, era un moment critic înaintea Calvarului. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău, scopul Domnului. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Și în versetul 4 din Ioan 17, în rugăciunea sa finală, când a dat raportul, Domnul a zis Tatălui, eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o să o fac. Ce înseamnă a-L proslăvi pe Dumnezeu? Este exact acea lucrare care au pierdut-o oamenii, conform Roman capitolul 1. Nu i-au dat slavă lui Dumnezeu, nu L-au mărit ca Dumnezeu. Și a venit Domnul Hristos să-L scoată în evidență pe Tatăl, să-L proslăvească. Domnul a făcut cea mai mare reformă din toată istoria religiei. Mi-a plăcut o definiție a reformei. Atunci când chipul lui Dumnezeu devine atât de deformat, încât oamenii nu-L mai înțeleg, Dumnezeu se descoperă, își arată fața, pentru ca oamenii să-L vadă și să-L cunoască așa cum este. Cine mai mult decât Domnul Hristos a dovedit chipul Tatălui și L-a proslăvit? Scopul Său în această proslăvire a fost asta și pentru noi. Reinstaurarea împărăției lui Dumnezeu. Diavolul afectase cerul, a luat sub cotropirea sa pământul și a venit Domnul Hristos prin exemplu personal, prin viața sa pământească, prin activitatea și lupta sa spirituală, să elibereze, să restaureze. Și știți cum a început? L-au întrebat farisei, Luca 17 cu 20 și 21, cum va veni împărăția lui Dumnezeu? Nu vine în primă fază să izbească privirile, ea este înăuntru vostru. Așa și-a început Domnul lucrarea, înăuntru oamenilor. Apoi va veni cu putere și slavă. Dar religia
Domnului. Mai întâi a instaurat împărăția înăuntru oamenilor, în inimile lor, în mințile lor. Iată ce frumos scrie în Evrei 10 despre lucrarea Domnului. Versetul 5. De aceea când intră în lume, el zice, tu n-ai voie nici jertfă. Religia Domnului Hristos n-a constat în jertfe. El s-a adus pe sine jertfă, dar iată care a fost conținutul religiei sale. Și mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arde de tot, nici jertfă pentru păcat. Atunci a zis, iată că vin, în sulul cărții se scrie despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Deci o viață trăită într-un trup ca al nostru. Apoi s-a dat jertfă. După ce ai sântit, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prin noastre, nici arde de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege. Apoi zice, iată-mă că vin să fac voia ta, Dumnezeule. El disfințează astfel pe cel din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi și anume prin jertfirea trupului Iisus Hristos, odată pentru totdeauna, slăvit să fie Domnul. Și în final, cum zice în 1 Corinteni 15, după ce va supune orice stăpânire și domnie, toate le va oferi Tatălui, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Pentru aceasta a venit Domnul Hristos. Acesta a fost scopul său. Și încheiem notând și neuitând că Domnul a fost Fiul prea iubit de care noi trebuie să ascultăm. Nu ni se spune ce a vorbit Domnul cu Moise și Ilie în amănunte, doar că au discutat despre sfârșitul ce avea să aibă loc la Ierusalim. Dar au reținut apostolii ce a zis Tatăl din cer, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Ce înseamnă să ascultăm de El? Să avem și noi aceeași religie ca Lui, aceeași credință sau, dacă vreți, același mod de viață, nu neapărat termenul în sine este important și înțelegeți ceea ce conține. Iată ce frumos scrie în Matei 12 despre profeția lui Isaia împlinită de Domnul, versetele 18-21, iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea, voi pune Duhul meu peste el, va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu va auzi glasul pe uliți. Nu va frânge o trestie ruptă, nici nu va stinge o fitil care fumegă, până nu va face să bire judecata și neamurile vor nădăjdui în numele lui. Aceasta a fost ceea ce Domnul a zis femeii samaritence, Tatăl dorește închinători în duh și în adevăr, o religie a minții, a adevărului, care poate fi probat și noi suntem chemați să fim ca El. Zicea Domnul Luca 9:23, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lape de sine, să-și acruce în fiecare zi și să mă urmeze. Și tot acolo scrie în versetul 35, despre cuvintele Domnului de pe muntele schimbării la față, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Domnul Iisus a fost urmașul desăvârșit al Tatălui. Tot ce a făcut Tatăl, chipul Tatălui, voia Tatălui, au fost transpuse în El. Zice în Ioan 5:19, Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. Nu poate face decât ceea ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Și noi am putea completa spunând, și tot ce face Fiul, trebuie să facem și noi întocmai. Și o avertizare, redată prin cuvintele Domnului din Matei 11:6. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi o prilej de potignire. Nu toți oamenii sunt de acord cu religia Domnului Hristos. Zicea și Pavel că pentru unii e o nebunie. Pentru alții este un prilej de potignire. Zicea Domnul, ferice de acela care nu se va împodmoli în modul de viață al Domnului, în adevărul expuse de El, pentru că în vremea sa mulți s-au potignit. Iată ce scrie în Matei 15, versetele
12 și 13. Atunci ucenicii lui s-au apropiat de el și au zis, știi că farisei au găsit pricini potignire în cuvintele pe care le-au auzit? Le-au auzit. Drept răspuns, el le-a zis, orice răsat pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. Exact cum a zis Simon, copilul acesta este rânduit spre ridicarea unui altar și prăbușirea altora. Fericii de aceea ce îl pot primi pe Domnul așa cum este. Fericii de aceea pentru care spusele lui nu sunt prea de tot, nu sunt o nebunie, ci sunt ceva plăcut și înțeles. Pentru că scrie și în Marcu, capitolul 12, versetele 10 și 11, oare n-aș citit locul acesta din Scriptură? Piatra pe care au lepădat-o zidarii. Cea mai bună piatră, de ce a fost lepădată? Nu i-au înțeles forma. Li s-a părut că nu se potrivește. A ajuns să fie pusă în capul unghiului. O, de-am înțelege noi că e forma cea mai bună și mai sfântă. Și să fie valabil pentru noi versetul 11. Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri. Amin? Să ne pară plăcută religia Domnului. Bună. Unii n-au înțeles-o, li s-a părut prea ascetică viața lui Ioan, alții n-au înțeles-o pe a Domnului, că li s-a părut prea deschisă și adaugă Domnul un cuvânt, totuși, înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. O, de a fi și noi printre ei. Amin?